Accidentul s-a petrecut ieri după amiază pe DN65 pe raza localității Valea Mare. Potrivit polițiștilor, șoferul unei autoutilitare nu a respectat viteza de deplasare, a derapat și a intrat pe contrasens. Imprudența i-a fost fatală conducătorului auto. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 39 de ani din orașul Podcoava, în timp ce conducea o autoutilitară, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, respectiv carosabil umed, a pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 56 de ani din orașul Scornicești. În momentul sosirii echipajelor, șoferul autoutilitarii, în vârstă de 38 de ani, a fost găsit decedat, încarcerat. Pompierii de la a opționat pentru extragerea trupului nesubețit al bărbatului din autoutilitară. Pompierii s-au chinuit minute în șir pentru a-l scoate pe bărbatul decedat de sub mașina pe care o conducea. Intervenția pentru descarcerare a avut un grad ridicat de dificultate. Practic, victima era prinsă sub autoutilitară, autoutilitara rămânând suspendată peste autoturism în momentul impactului. În autoturism se aflau un bărbat și o femeie din orașul Scornicești. Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului și au refuzat transportul la spital. Circulația între Slatina și Pitești s-a desfășurat pe o singură bandă mai bine de o oră.